Mulțumesc foarte mult comunității din Focșani pentru tot ceea ce a făcut. În attesa del nostro sindaco, la nostra delegazione è composta da me, assessore alla cultura, Carlo Centanni, consigliere comunale di grande esperienza, presenza di 40 anni nel nostro consiglio comunale, e dal giovane e battagliero consigliere comunale Federico Curia. În lista domnului primar, în așteptarea domnului primar, delegația este compusă din mine, din asesorul de cultură și mediu ambient și cei doi consilieri locali la care le-a pronunțat numele, dar nu le-am reținut, care sunt consilieri cu, domnul consilier cu o vechime foarte mare și o diferență foarte mare în administrația locală și domnul consilier mai tânăr, dar foarte ambițios și dornic să facă parte. Siamo molto contenti di essere qui per un duplice motivo. Primo, perché sentiamo la Romania come un popolo latino molto vicino a noi. Secondo, per la presenza di una vostra folta comunità nella nostra città. Suntem foarte bucuroși să ne aflăm aici din cel puțin două motive. Primul este faptul că noi, ca un popor latin, ne simțim foarte apropiați de poporul român, un alt popor latin, iar al doilea, pentru că o mare parte din comunitatea din Tivoli este formată din oameni care provin din regiunea și din orașul nostru. În acest perioad de, diciamo, crisi per la politica în general la nivel europeu, dove si susseguono comunque manifestazioni e proteste, è un buon segnale quello del gemellaggio per, diciamo, dimostrare l'affetto che comunque lega i popoli europei. In questa periodo di crisi e di recessione marcata da diverse proteste e da manifestazioni pubbliche, credem că acest moment de înfrățire, această decizie și hotărâre de a ne înfrăți este un semnal bun pentru toată lumea care poate arăta fraternitatea și colaborarea ce poate exista între popoarele Europei. Vi ringrazio per, diciamo, per la vostra ospitalità e vi auguro una buona riuscita per la vostra festa così sentita. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația noastră și pentru eforturile depuse și vă urez în acest moment mult succes la manifestările pe care le veți avea astăzi.